Azi cu Radu ne-am pornit să schimbăm o bucată de gard. Scoatem gardul vechi din plasă și vom pune un gard din scândură. Aici la Radu crește iarba. Cât de bine arată o gradă ta, Radu. Mai vopsim și geamurile alea albi. Și gata, bravo băieții noștri. Ei, cum ai ieșit? Ai aripioare deja. Dodo, fugi și rog să nu-l mănânci. Stai. Mila, ai văzut ce-a făcut? Puișor, Lili. Ai ieșit. Trebuie să spunem ceva mai des aici. Ei iesă. Bebelușa mea plânge, am lăsat-o cu mămica. Cine a venit? Poftim! Hai! Cine v-ați trezit? Este foame? Foarte! Am cumpărat floricele, roz și mov. Iată trei. Deja geamurile vor fi albe, nu vor mai fi maro. Ea schimbă tot. Și gardul este vopsit în nuanța verde. Iată aici, Cătălina a vopsit cu alb. Am pus lipici ca să nu murdărim marginile și să nu muncim de două ori. Voi pune asta drept, da, băieți? Da. Noi facem gardul între vecini. Verificăm să nu fie gardul pe o parte, da? Încleiem tot frumos, e așa. Cel mai greu proces. El e greu, dar e mult mai simplu de vopsit. Da. Picinul e un pic, dar după îți este ușor. Eu zic că alb arată mult mai bine, deși trebuie de două ori, evident. Casa va prinde un alt aspect. La moment. Până le schimbăm, în sfârșit, ai terminat. Da, trebuie să vopsim mai repede, așa? Da, haideți să vă arăt de departe. Interviu de la Andrian. Da, eu ca expert în domeniu vă spun că culoarea albă e mai frumoasă. Decât maro. Da, face spațiu. Se pară mai mare încăpire. Da, dă mai bine. Gardul acesta este vechi, dar noi îl reutilizăm și nu ne rușinăm, cum este un hashtag pe Instagram. Reutilizăm, nu ne rușinăm. Iată vopseaua, este albă. De trei borcănașe facem culoare. Melania doarme, băieții sunt la bunica. E timpul nostru să colorăm aceste anvelope. Albastru, galben și roșu. Avem anvelope. Avem vopsea pentru fasadă. Avem toată smurdoară de vopsea. Avem borcane și facem trei culori. Și vom vopsi aceste anvelope, reutilizăm. Iată aici, Radu a făcut un scaun, eu trebuie doar să-l vopsesc. La magazin mi-a spus că anvelopele pot fi vopsite cu această vopsea pentru exterior. Eu am cumpărat și floricele, nu știu cum, dar trebuie să le punem în interiorul anvelopelor. Am văzut o idee la cineva și zic să încercăm și noi. Dai pământ. Pământ am acasă. Florile astea au spus că rezistă până toamna și iubesc soarele. Nu știu. Vom vedea, nu le punem noi chiar în soare. Pe la toți se uită la casă, zice cu albul e mult mai frumos. Da, și e mult terasa mai frumos. O să mărească. Da, trebuie să mărim acolo terasa, să facem ordineată la beci și o să vedeți cum o să renovăm un pic și beciul pentru o perioadă. Este multe lucruri la țară, dar este interesant. Iată băieții, mai au de dus gardul.
Aici zona se eliberează, în sfârșit, da. Va fi tot curat. Iată, la ei în grădină, uitează cât de mare livada au. Nu știu dacă v-am arătat vreodată, iată. Aici totul este livadă. Haideți să facem culoarea galbenă. Hai să vedem. Punem câte un pic, da? Turnăm culer galben și mă... Wow, îți vine să o mănânci, cum ziceai tu la gardă. Ah, care fain. O să fie jucăuș. Poate eu geamurile trebuia galben să le vopsesc? E frumos. Uh-huh. Începem procesul. Nu este simplu. Am vopsit și albastru, am un roz și un galben. Se usuc foarte bine și este ca siliconul, deci deloc nu se ia culoarea. Este rezistent și la apă, la umezeală, așa că afară în grădină o să fie minunat. Iată așa, foarte colorat. Vă arăt și de departe. Iar florile, iată, le vom pune aici. Sau flori, sau chiar iarbă. Voi pune una cu floare, cu flori, și una cu iarbă. O să vedeți. Miela se duce la tanti Cristina să mănânce zeamă și o strigă pe tata. Tata, tata, salut! Ia, ce frumos! Ivita! Tata! Nu, eu vreau mâncare. Vrei mâncare? Iarbă, vezi? Da, iese iarba, încolțiește. Aici va fi gazon, va fi totul iarbă. Va fi frumos! Acolo vom pune un copac de... decorativ. Nuc. Aici, băieți, unesc, nu știu ce fac. Melania se joacă. Miela și Dodo sunt cei mai buni prieteni. Da, Miela? Tu te joci, Lelica? E bine să joci. Și Dodo supraveghează. Până și după. Iată și rezultatul final. Am vopsit de două ori. Noi vrem și aceste geamuri să le vopsim, dar trebuie mai întâi toată vopseaua asta veche. Ia uitați acum cade. Și geamul e foarte, foarte bun, deși e vechi. E un lemn din ăsta dur. Băieții au pus gardul. Sunt foarte, foarte bravo. Copiii se joacă. Eu am venit la vecin cu ruladă cu halva, iar ei au făcut cafeluță. Ca la restaurant, Radu! Radu șlefuiește gardul. Hai, pune să tăiem. Ia ce frumos! Da, nu mă laud, dar tare bună s-o primit rulada. Andrean mi-a apreciat-o, el e iubitor de halva. Eu toți iubitoare. Da, mi-a plăcut umplutura. E bună și cu mascarpone, dar e bună și așa. Hai să gustăm. Nu e umedă. Hai, băiețești, fiți. Am adus 3 farfurii. A, da, una se rămână aici. Da, am pus. Mersi. Radu iubește cafea cu lapte condensat. Și-a dat comandă de cafea cu lapte condensat. Curie. La tine cafenea, măi, băieți. Trandafiri, lalele, gardul dat, frumos. Și el, mașină. Lângă mașină, mănâncă ruladă. Bun. Cafea. De la vecin. Comandați. De dimineață o să la vecin, îți cadu rulada. Corect. Albert. Îl învăț să prășească. Mami, eu la vârsta ta știi cum prășam în grădină? Așa, ăsta știi cum se numește? Susai. Susai, eu ți-am spus, da? Care susai? Arată. Iată, care? Hai, arată. Unde mai este? Nu, aceea este pălămidă. Dar susai? Susai. Iată acesta, vezi? Noi dădeam la iepuraș când aveam. Generația nouă. E greu, mămic? Tu parcă sepi, mămic, dar nu prășești, mam. Poți? Nu poți? Poți. Cum nu poți, mam, ești bărbat? Hai că e bun, hai. Ți-ți pare, mămic, o glumă viața la țară, mam? Așa-i? Nu. O, hai că dai de gust, pricepi, așa. Să mai arăt și eu? Ce, mămic, ați arăt? Yes? Uite cum trebuie. Ești la rând să dai, vezi? Iată așa. Înțeles? Asta înseamnă să frășești. Dar tu sepi așa pe loc. Iată așa. Asta nu. Vezi? Iată aici, mami, faci torci mușchi.
Acolo cineva strânge, vrea să mă ajute. Hai, strânge. Hai, Albi. Pune de bebuci! Zic să punem roz aici. Așa. Galben aici. Eu zic că arată destul de bine. Voi? Eu cu Albert duc una. Și Cătălina duci două. Aici? Punem aici lângă roi una. Nu, asta aici. Da. Asta aici. Da. Și asta aici. Și cum arată? Perfect. Toată familia la ajutor. Oh! Pământ trebuie aici. Și gata. Hai, Miela, pune Miela. Uite ce frumos am făcut noi împreună astăzi, da, mic? Facem ordine și în fața casei. Ducem toată piața. Vedeți la încarcă. Acu' e gata. Mamica ne-a rugat să luăm smântână, lămâi, borș. Mai avem de dat gardul. Gata, e gardul și gata. Gata? Sau mai ai ceva? Gata. Și băieții duc gunoiul. Mi-a avut și de sculturile lecă. Este cu părul desprins, mamă. Iată așa la umbra nucului bătrân. Spre străbunica cu strănepoata. La strănepoată i-a mâncat, e un pic încordat, așa bine? I-a mâncat. Avem tiftiele. Pentru noi. Cu paste. Paste. Asta. Și zeamă mai încolo. Noi am dat comandă. Zeamă o bucată, nu mă pripiește. Avem ajutor, Albert, sportivul nostru. Tata, tot e sportiv. Tot e nostru. Încărcăm pământul acesta cu lut și îl ducem la noi acasă. Nu știu de ce lui Andreana îi trebuie. De ce îți trebuie, Andreea? De ce trebuie lui? O să fac tăti cu oale de lut, da? Da. Trebuie lut special, mămic, nu de asta. Fetele dau gardul. Ultimul gard. Și ultima vopseaua. Eu vopsesc gardul și Cătălina. Eu nu sunt murdar destul. Băieți, continuă să muncească în curte. Strângem totul aici în spatele casei și în fața casei. Iată, încă e dezordine. Trebuie să vopsim acest brâu cu brii. Și gardul este gata, vopsit. Așa arată curtea acum. Am mai rămas aici în fața casei, destrâns totul. Și vă arătăm la urmă rezultatul final. Am vopsit și geamurile vechi. Aici geamurile le-am dat cu alb. Acum arată mult mai bine totul. Și seara toți furnicuțile se adună la casa mamei. Adriana, doar salată? Da. Și mititei. Mama ne-a rugat să vin mai devreme să rășești mâncarea, să mâncăm caldă, da, mama? Perciori de la noi din Iaz. Nu Iaz nostru, dar din satul nostru. Miriam, faci proba? Gustos, Miriam? Mici, ești gustos? Eu am gustat de la bun. Miela, hai dragostește-mă! Bine, bine, bine! Bine, bine! Poftă bună! Mulțumim că ți-ai privit acest videoclip până la final. Urmează noi videoclipuri pe canalul nostru. Noi vă spunem pe curând. Pa, pa!